Dom'le, de ce pune semnul egalității între Cristian Preda și Monica Macovei? Pentru că domnul Preda... Pentru că în ce mă privești? Domnul... Eu cred că Monica Macovei a respectat căile instituționale. N-am auzit-o pe Monica Macovei scriind tot felul de lucruri care au mai multă sau mai puțin justificare. Pozițiile Monica Macovei sunt de principiu și sunt corecte. Din păcate nu pot spune același lucru despre Cristian Preda, întrucât, sub aspect instituțional, el a trecut dincolo de reguli. Adică, repet, ce reguli a încălcat? Păi prima regulă este să încep dezbaterea instituțională cu o problemă a partidului în cadrul partidului, da? Prima regulă încălcată a fost că în loc să înceapă dezbaterea într-o partidului, a început-o în afara partidului. Păi și e grav că scrie pe blog? O secundă, că una este să scrii pe blog chestiuni de principiu și alta este ca pe blog să intri în dialoguri mai mult sau mai puțin contundente cu diferiți colegi de partid. Și ce dacă? Vi se pare că într-o organizație nu e nevoie de o anumită rigoare instituțională? Dumneavoastră aici la Hot News, dacă aveți o anumită structură internă, nu încercați ca această structură să acționeze pentru realizarea scopurilor instituției? Unde luptați pentru asta? În cadrul instituției sau la Realitatea TV? Da, știți ce mi se pare? N-am auzit, iertați-mă, nicio dezbatere despre ce se întâmplă în Hot News la Realitatea TV. Asta înseamnă că o instituție serioasă. Înseamnă că dacă aveți probleme aici, le dezbateți în cadrul instituției. Când constatați că dumneavoastră, Danta Palagă, nu mai sunteți reprezentat de instituție, nu vă mai găsiți locul aici, atunci vă despărțiți de ea. Da. Sau atunci o atacați. Liderii politici, atunci când există dezbateri sau discuții de tipul ăsta, Cristian Preda cu Blaga sau cu alți lideri, spun, domne, e dovada libertății de exprimare din partid. Asta spun. Păi, dar ce-mi voie să vă spun? Libertatea de exprimare... Când încep să spună lucruri, domnul Preda, când începe să spună lucruri care nu convin, atunci aceiași lideri spun, domnule, nevoie de rigoare instituțională. Iertați-mă, a blocat cineva comunicarea pe tema asta în PDL în momentul de față? Nu, dar întrebare... Deci întrebarea mea e următoarea, domnul Danta Palagă. I-a refuzat cineva lui Cristian Preda dreptul de a se exprima în cadrul partidului? Întrebarea mea e de ce e rău că se exprimă în afara partidului? Pentru că sunt teme care țin de partid și teme care țin de public, de electorat. Nimeni nu le împiedică pe domnul Preda să se exprime în afara partidului pe temele care țin de electorat. Merg mai departe și vă spun. Eu discut doar o chestiune de principiu. I s-a intentat domnului Preda un proces de intenție până acum pe această temă? Ba dimpotrivă. Eu constat că dumnealui este membru în această comisie tocmai pentru a-și exprima opiniile. Dar, repet, fără rigoare instituțională, nu putem construi instituții. Fie că e luat de instituții economice, de instituții media sau de instituții politice. Cât timp există dialog intern, cât timp oamenii se ascultă unii pe alții, cât timp este posibil ca ideile lor să fie transformate în decizii, atunci a muta dezbaterea în afara cadrului instituțional este o perturbare gravă a funcționării instituției. Bun. Revenind la ceea ce discutam la început, încercând să vă localizăm, răspunsul înțeleg că e mult mai nuanțat. Sunteți de acord cu Monica Macovei? Da, sunt de acord cu Cristian Preda pe fond, nu sunt de acord cu Cristian Preda pe procedură. Începând și pe Monica Macovei, ea n-a făcut nici erori procedurale. Din punctul meu de vedere, Monica Macovei a procedat corect și pe fond și pe formă. Dar cum trebuia să facă domnul Cristian Preda? Ce trebuia să facă el mai întâi? Să vorbească în interiorul partidului și atât? Avea un punct de vedere, putea să-l scrie, putea să vină să-l susțină oral, cum a și făcut-o de altfel în BPN, domnul Tapalag. A fost invitat special să spună punctele de vedere. Asta târziu, după ce s-a apucat să scrie, din câte știu. Târziu, după o săptămână sau două, pentru că până atunci nu și-a manifestat intenția de a veni să ne spună ceva. Dar eu nu vreau să intru în detalii. Că dacă s-a intrat în detalii, poate că n-ar fi confortabil. Pentru cine? Pentru unii sau pentru alții. Ceea ce vreau eu să spun este că în cadrul instituțional avem deschise căile pentru a ne prezenta pozițiile. Și eu i-am invitat pe toți prietenii și colegii mei pe care îi știu de multă vreme, inclusiv pe Cristian Preda, să abordăm căile instituționale pentru dezvoltarea noastră. Repet, dacă acestea ar fi refuzate, dacă ar fi blocate, dacă n-ar fi posibilă dezbaterea internă, atunci aș apela la ultima cale, spune și eu ca domnul Preda, mă adresez presei.
Dar câtă vreme avem un cadru instituțional care permite dezbaterea, câtă vreme, repet, și în BPN, și la Brașov, am discutat deschis aceste chestiuni. La Brașov am discutat 5 ore, domnul Tapanagă, despre viitorul partidului. Și au fost opinii diverse. Nu toți au fost de acord unii cu alții. Au fost puncte de vedere diferite. Da. Aș vrea să vă mai întreb de ce credeți dumneavoastră că... cât timp partidul funcționează democratic, cred că ne putem exprima în cadrul. De ce credeți dumneavoastră că domnul Preda a ales calea cealaltă a exprimării publice, nu calea instituțională, cum îi reprocează? Adică, de ce face asta? Păi, din două motive. Primul motiv, și aici o să se supere pe mine pentru că este o explicație pe care a dat-o și președintele Boc, cred că nu are încă suficientă experiență politică instituțională. Nu spun pur și simplu instituțională, pentru că domnia sa e decanul unei facultăți și știe că o instituție are anumite rigori. Dar probabil că nu a fost acomodat cu o instituție politică până acum. Asta este prima explicație. A doua explicație este că pune mai mult preț pe destinatarul extern al ideilor sale decât pe destinatarul intern al acestor idei. Pentru că există două categorii de, destinatari al acestui dialog, al acestei intervenții. Există destinatarii externi, electoratul, și există și presa, și există destinatarii interni, membrii partidului. Depinde ce prețuiești mai mult. Dacă interesul tău este să te afirmi mai mult în raporturile cu opinia publică, cu electoratul, atunci acest tip de dialog poate să fie de succes. Dacă dorești să ai mai mult succes în raport cu publicul intern, atunci trebuie să respecti cadrul instituțional. În timpul discuției online cu cititorii Hot News, Valeriu Stoica, a sugerat că domnul Preda ar dori să fie mai degrabă vedetă decât politician. Asta înțeleg din ce spuneți acum? Eu nu mă pronunț. M-ați întrebat care sunt posibile explicații. V-am dat două explicații posibile. Mai departe, depinde de evoluția pe care avea domnul Preda, pentru că el trebuie să se hotărească dacă vrea să-și canalizeze discursul către publicul extern și să ignore publicul intern, atunci își asumă un anumit risc.